Bine vă regăsesc din nou, doamnelor și domnilor, aici la timpul prezent. Încercăm să schimbăm registru, chiar dacă pe început de emisiune îl păstrăm pe cel de ieri. Aminteam în emisiunea de ieri când am făcut studiile alea de caz, ați văzut și dumneavoastră, despre medicul care s-a jertfit pur și simplu, lăsându-și, părăsându-și țara și mergând în Franța, n-a mai rezistat programului de acolo și s-a sinucis. Femeie tânără, medic anestezist la 38 de ani, discutam despre vânzarea terenurilor, dacă este oportună această vânzare ori nu, în actuale condiții date, chiar dacă Uniunea Europeană de la 1 ianuarie a dat unda verde și ne și obligă în același timp să liberalizăm prețul terenurilor. Și un al treilea studiu de caz făcea trimitere la Mihai Vlasov, președintele Camerei de Comerț a României. Anticipam noi ieri că era în discuții cu procurorii. Ce pot să vă spun? Spre bucuria unora. Eu nu m-aș fi bucurat niciodată să văd un om după gratii. Libertatea este bunul cel mai de preț. Probabil cei care sunt acolo, dincolo de gratii, știu ce vorbesc. Acest om a fost în cercetările prealabile ale procurorilor. A primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, totul pentru o șpagă în rate, cum am spus și ieri, o șpagă în rate de aproape 1 milion de euro, om să făcea. Și eu aș fi făcut-o, să spun, pentru 1 milion de euro. Zic așa, că nu am văzut niciodată cum arată suma de 1 milion de euro într-o undeva. Nu am văzut-o fizic. Dar după aia, dacă stau și mă gândesc, probabil dumneavoastră gândiți la fel, mai bine sărac și cinstit, nu ca, cum zicea Neanelu, mai bine să nu cuantific în bani libertatea. Este, repet, bunul cel mai de preț pe care ne l-a lăsat Dumnezeu, alături de fiind celelalte, probabil le știți și dumneavoastră. Bun, la jumătatea acestei săptămâni toată lumea se gândește și stă cu ochii spre ape, nu că ar fi venit inundațiile. Noi le avem în fiecare an. Ne facem cruce în momentul când plouă mai mult de 2-3 zile. Ne gândim că vin inundațiile și ne strică casele. Dar în mod cu totul paradoxal, specialiștii trag un mare semnal de alarmă vis-a-vis de împuținarea rezervelor de apă. Nu de pomană. Am aici o știre. Pe data de 22 martie se celebrează Ziua Mondială a Apei, pentru a aduce aminte tuturor cetățenilor importanța deosebită pe care o are apa în existența, conservarea și dezvoltarea tuturor formelor de viață. 2014 este un an cu totul special pentru că abordează o temă de interes global, apa și energia. Noi avem acest tandem, acest binom, îl avem de foarte multă vreme. România a excelat chiar și în vremurile de tristă amintire în această relație conjuncturală apa care creează energie, având în vedere că ambele sectoare sunt independente și interdependente, am spune noi, în același timp și într-o strânsă în conexiune. Pentru producerea de energie este folosit potențialul apei, iar pe de altă parte aproximativ 8% din producția de energie mondială este utilizată pentru captarea, tratarea și transportul apei de către diferiți consumatori. Nouă ne-a dat Dumnezeu apă din belșug. Câteodată vă spuneam, vine și ne liniștește așa, ne dă apă cât să ne refacem viața, stilul de viață, acareturile vreme de 2-3 ani de zile, inundațiile. Resursele de apă ale României sunt relativ scăzute, spun specialiștii, în comparație cu alte țări europene și sunt de asemenea neuniform distribuite în timp și în spațiu. Din cauza regimului variabil a resurselor de apă din România, o parte din aceste resurse se scurg în perioadele de viitură. Nu vă mai spun, am și aici două declarații a unor ministeriabile, vorba de doamna Doina Pană, ministru delegat pentru ape, păduri și piscicultură. Dumnezeu ei spunea cu acest prilej că una din soluțiile care și-au dovedit eficiența din punct de vedere tehnic și financiar este realizarea unor noi acumulări complexe ale de apă prin care să se facă regularizarea volumelor de apă în anii de exces. Te gândește, doamna ministru, prin aceste acumulări să evite inundațiile. Mai am o declarație a domnului Vasile Pintilie, e sărbătoarea lor, este directorul general al Administrației Naționale Apele Române. Zice
dumnealui probabil și cu rang de secretar de stat. Având în vedere toate aceste aspecte, devine evidentă necesitatea identificării unor strategii comune cu implicare în cele două domenii de activitate, atât pentru valorificarea potențialului hidroenergetic, limbajul, cât și pentru asigurarea atingerii și menținerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă. Obiective de mediu, mie îmi sunt străine, probabil specialiștii știu de ce vorbesc. Concluzia este mai mult decât evidentă. Apa și energia au un impact esențial și semnificativ în asigurarea calității vieții. Oare ori fi citit domnul Vasile Pintilie și a citit speech-ul ăsta făcut de cei de la Public Relations, de la PR? Eu nu cred că l-a citit. Important este un singur lucru, concluzia ar fi una: cine are apă, are aur în actuale condiții date, cine are teren, are valută forte, așadar să fim atenți la cele două, la apă să o drămuim, pentru că și la noi este în scădere. Prin urmare, știu cazuri de occidentali care au venit la noi în România, oameni care au stat prin hoteluri, pe la pensiuni și spuneau că suntem, concluzia lor a fost că suntem într-un fel irositori, că irosim apa și nu-i dăm importanța cuvenită. Apă înseamnă aur în același timp și pentru agricultori, că tot discutam despre terenuri. Cine are apă are recolte bune și după ce trage linie și dă statului ce este al lui, probabil recoltele și profitul este unul pe măsură. Bun, ziua apei, Vlasov 30 de zile de arest, preventiv, are timp, este un tip uns cu toate, tip uns cu toate alifiile, are și fata plină de conexiuni importante în capitală, cele bune să se adune, cele rele să facem așa cu ele. E bine de menționat, să arătăm și noi la ce nivel au ajuns șpăgile în România, dar dacă ne disociem de preambulul acestei emisiuni, vreau să trecem la lucruri practice, la lucruri care sunt, să zic, necunoscute multora dintre băcăoani, multora dintre cei care ne vedeți pe micile dumneavoastră ecrane. Discutăm despre o emblemă a municipiului Bacău, cât și despre un reper. Toată lumea știe despre ce vreau să zic. E vorba de turnul de televiziune postat undeva la ieșirea din Bacău, în drumul spre Roma, nu de pomană. În această seară, alături de noi la timpul prezent, este domnul Constantin Câmpeanu, șeful turnului TV Bacău și lider de sindicat la nivel național al Federației Sindicatelor din Radiocomunicații. Bună seara, bine ați venit, domnule Câmpeanu. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. E plăcerea să știți că este și din partea noastră. Discutăm despre un lucru, un tabu, o emblemă, așa cum am spus. Aș începe să vă întreb, dați-ne câteva date legate de acest turn de televiziune cunoscut de toți băcoanii. Noi îl vedem undeva de la jumătatea drumului când venim spre Roman, îl vedem pe la cum am depășit Filipeștiu, da, el se vede. De când datează acest turn și cine l-a construit? Da, cu plăcere am să vă spun câte ceva despre el, despre activitatea celor care lucrează acolo mai puțin mai târziu. El a fost terminat în septembrie 1975. Constructorul ei a fost Centrala de Construcții Căi Ferate București. Și pentru informarea telespectatorilor dumneavoastră, din respect pentru ei și pentru dumneavoastră, aș dori să precizez că el, ca și construcție, ca zid, a fost terminat în 90 de zile. Deci la construcția lui s-a lucrat zi și noapte. Zi lumină permanent. În 90 de zile? Absolut. Toată construcția a fost făcută ca și... Se putea pe vremea, 90 de zile, da, s-a putut. În septembrie am intrat pentru prima oară în această locație, venind dintr-o locație similară, de undeva din Bereș-Bistrița, era radioul la care lucram. Și, mă rog, am fost desemnat ca de atunci să coordonez activitatea acestui important centru de radiocomunicații. Este important și pentru Bacău și pentru Moldova. De 40 de ani sunteți acolo, sunteți șeful stației? Da. Fără niciun fel de, nu? Fără niciun fel de nimic. Păi dați-ne și nouă secretul, dați secretul celor care
vor să fie longevivi, legat de stabilitatea pe o profesie? Poate că una din marile, unul din marile aturi pentru rămânere a fost pasiunea, mai presus de orice altceva, pentru că la rândul meu, poate puteam să fiu și eu un om mai așezat, cum se spune. V-ați gândit să faceți altceva? Sau asta, nu, asta a fost pasiunea, pentru că ea nu mi-a permis niciodată, ca activitate, munca pe care am făcut-o, nu mi-a permis să mă plictisesc. Întotdeauna am avut ceva nou de rezolvat. În plus, răspundeam de alte 7 stații din sudul Moldovei, pentru care efectuam controle, ridicări de deranjamente și menținerea în funcție a unei rețele importante de radiorele, care însumează la ora actuală 3700 de kilometri ca lungime. De ca lungime. Da. Adică vreți să ziceți că și Galațiul aveați și turnul de televiziune de la Galați? Nu, până la Galați, Măicănești era ultima stație. Măicănești, Brăila, nu? Da. Măicănești, de fapt, care aparține de județul Vrancea. De Vrancea, da, Măicănești de Vrancea. Focșaniu. Undeva la limit acolo, da. Măgurău, Dobeștiu, Sascutu, Bacău, Comăneștiu, sus la altitudine. Ce erau acolo? Releie? Ce erau? Erau echipamente care înglobează sunt, în construcția lor și sunt în continuare importante cantități de componente active și pasive. Foarte multe. Iar ca idee vreau să vă informez pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră că radiocomunicațiile sunt una din activitățile economice care au o rapiditate de schimbare din 10 în 10 ani cam durează utilizarea unor echipamente. Echipamente, probabil deci, și... la 10 ani încerc să schimb tehnologia pentru că piața cere altceva. Și a ținut pasul cu acest schimb de tehnologie? Într-o perioadă vreau să vă spun și să ne lăudăm că, indiferent de orânduirea prin care am trecut, am avut perioada în care România făcea parte din categoria statelor care aveau echipamente de radio-releu de nivelul dotărilor de pe sateliți. Și aici la Bacău am avut așa ceva. La Bacău am avut așa ceva? Da. Bun, tragem linie și adunăm o activitate de, trebuie să dați șampanie anul viitor, 40 de ani. Da, o activitate de 40 de ani care mă onorează, în același timp serviciul pentru mine a fost a doua casă, uneori, și de ce să mă recunosc, așa. A primat, într-adevăr. Doamna Câmpeanu de există, fost... deci o doamnă Câmpeanu, nu? Există, să... mă bucur de ea și mă bucur de familia mea. Ne aude, să știți, a lucrat, da, a lucrat și ea tot la turnul de televiziune și la cutremurul din 77, era acolo. O să amintim, pentru că ați văzut dumneavoastră, sunt convins, dacă o să ne dați câteva date, ce înălțime are turnul ăsta? Deci, o să amintim despre la astfel. La ora actuală, înălțimea lui... S-a modificat de-a lungul anilor. Ultima modificare suferită acum 9 ani are 157 de metri de la nivelul solului până în vârf. Acolo unde e o antenă. Acum, să nu mire pe nimeni, adâncimea lui în pământ este de 19 metri. E construit pentru a înțelege toată lumea pe un principiu foarte simplu, la bâlcirile dinainte, așa. Era un soi de jucărie care se chema hopa mitică în, da. Tot, în permanență, dat fiind faptul că avea centru de greutate jos, stătea vertical. Așa. Deci, pentru toată lumea, greutatea turnului de la suprafața solului până în vârful lui nu trebuie să depășească greutatea lui care este în pământ. Astfel încât noi la fiecare creștere a greutății cu 100 de kilograme suntem obligați să obținem aprobarea celui care l-a construit, adică a proiectantului. Adică practic ce e 19 metri în pământ trebuie să aibă aceeași greutate cu ce avem 157 exact. De metri deasupra solului. Astfel încât el să stea într-o poziție de echilibru mai întâi și apoi gândiți-vă dumneavoastră la ceea ce înseamnă vântul care ar putea să aibă o viteză de 70-90 de km la oră. Niciodată această construcție nu va avea un balans așa de pendulă. El se va roti în jurul axei,
astfel că va rămâne și va încerca să rămână în poziție verticală. Înseamnă că oamenii aia care sunt acolo și noi o să mergem să filmăm, vreau să ajung să filmăm și noi în turnul televiziunii, oamenii aia, care ar fi gradul de siguranță al lor acolo în caz de cutremur pe o scară de la 1 la 10? Dacă amplitudinea mișcării depășește 1,2 metri, din păcate, această construcție s-ar frânge. S-ar frânge. Deci da, locul probabil sunt în acela, clar. Există studii care spune, domnule, amplitudinea mișcării s-ar duce 1,2 metri, da, da. El ar putea, eu sperăm să ne ajute Dumnezeu să nu avem o astfel de amplitudine. Nu cred, avem o mare încredere în constructori, mai mult decât atâta, este foarte clar pentru noi, este calculat pentru un cutremur de gradul 9. 9, da. Asta am vrut să aud din gura dumneavoastră, deci un cutremur de gradul 9, un mega cutremur, da. Poate ne ferește Dumnezeu de așa ceva. Bun, un remember, domnul Câmpeanu, scurt, dacă m-ați provocat, vă provoc și eu pe dumneavoastră, îți spuneați de că ați venit la turnul de televiziune în 75 de la stația Galbeni. Aproape de stația Galben, Berești-Bistrița era radioleu, aveam corespondență cu stația Galben și cunosc stația Galben foarte bine. Spuneți-mi, era pentru bruiaj, o foloseau un interes militar, este dezafectată? Ce se întâmplă cu stația aia? Deci a fost utilizată pentru bruiaj până prin 64. Rușii au construit-o în 56, încât da, acum? În 56. Eu așa. În... 65, când am venit în sistem, nu mai era o stație pentru debruiaj, pentru da. Că erau convenții internaționale la care România aderase și se interzisese bruiajul. Ce dragostea lui Ceaușescu vis-a-vis de ruși? Exact. Dar acolo este un centru de emisie foarte mare. Eu mă mândesc cu el pentru că e Moldova. Ocupă suprafața de 100 de kilometri. Este auzit pe mai bine de 87% din suprafața globului. Și transmite informații în 5 limbi de circulație mondială. Ziceți-mi ce informații transmite? Intrăm un pic așa să diseminăm. Aici deja... Nu informații, radio. Ca și, nu, informația este radio, este pentru public, este pentru românii care se află în orice colț de lume și nu numai, e și pentru, în general, lume să ne cunoască. Singapore, România, înseamnă Australia, că fără nicio problemă, America de Nord, America de Sud. Da. Mai este un asemenea centru de emisie, undeva lângă București, Țigănești se cheamă, la intrarea către București. Să știu, deci, relele știu, relele la Țigănești, sigur. Centralele adică da, le vedeți alea. Acolo, ziele un număr mare de piloni acolo. Uh-huh. 40 de ani de muncă în turnul televiziunii, la 150, peste 150 de metri. O să discutăm mai la un moment dat despre da, scoluri. La 96 de metri cu exactitate se află în acela. Care acolo are în acela. Acolo unde se află echipamentele. Tot ce înseamnă tehnică și tehnologie, așa spune, de ultimă generație. Sunt de ultimă generație, înseamnă da. Investiții, înseamnă bani acolo. Foarte mult. Bun. De ce destinație a avut turul de televiziune până în 89? Și-a schimbat destinația acum? Nu, el nu și-a schimbat destinația, și-a lărgit-o. Ca activitate în domeniul radiocomunicațiilor, această locație este utilizată pentru retransmiterea semnalului care vine de televiziune și de radio dinspre, să zicem, București către exteriorul țării sau către Moldova în mod deosebit, pentru că din Bacău acest turn este un centru de ramificare. Semnalul pleacă către Piatra Neamț, către Suceava, către Iași, către Comănești, Harghita da, și ajunge în Ardeal. Așa. Și bineînțeles către Focșani, că de acolo și vine. De asemenea, el a fost dotat acum 15 ani cu emițător de televiziune pentru programul TVR1 și respectiv mai târziu puțin pentru TVR2. Programele naționale ale televiziunii de stat. Programele naționale ale televiziunii de stat și, de asemenea, cele două programe, România Actualități și România Cultural, pentru radiodifuziunea română. Releu e la ultimul sus, așa? Emițătorii sunt așezați la subsol. Așa. Deci ei se află la subsol, iar antenele, sistemele radiante, sunt într-adevăr cele mai de sus. Vă e teamă, vă e frică, v-ați învățat dumneavoastră acolo.
vine lumea să vă viziteze, ce spune omul ăla când ajunge și să ține cu mâna de pereți așa când intră și să uită în acela dumneavoastră? Da, acolo, acum turnul este ca obiectiv mai puțin cunoscut de public pentru că nu e supus accesului. Și accesul e limitat. Da. E o unitate tehnică și prin urmare, din cauza asta, n-a reprezentat o atracție deosebită. Mă bucur de privilegiu că văd Bacău în fiecare zi, dacă crește, dacă stagnează. Corect, dumneavoastră vedeți înapoi. Acolo, dumneavoastră vedeți acolo, de... dacă se extinde, dacă da. Nu, aveți deci, o vedere. Am acest privilegiu. Așa. Și colegii mei la fel. Deci, în afară de radio și televiziune, la ora actuală, extinderea noastră merge către transmisii de date, corect, către normal. Internet, piața către o impune, alte activități și servicii pentru populații. Aș dori ca să extindem activitatea, să o menținem și acest reper de acum pentru Bacău, despre care aud vorbindu-se și pe stații de utilizate de șoferi. De șoferi, colegul, unde e? La turnul, da, de televiziune? La turnul, da, de televiziune este radarul. Și așa mai departe. Pentru Bacău este important, pentru populația Bacăului mai puțin important decât că sper eu în viitorul apropiat și probabil că vom ajunge să discutăm și această problemă și populația să vă uita cu alți ochi către turnul de televiziune din Bacău când vom începe să-l dotăm cu noua tehnologie din domeniul digital. Să înțeleg că se prefigurează așa ceva. Să fiți tânăr și neliniștit. Se prefigurează și sunt foarte mulțumit dacă vom realiza acest proiect deosebit de important. Dați-mi câteva idei legate deci de pe un emițător, noi avem doi emițători, da, v-am spus, de televiziune în acest amplasament. Pe unul din emițători doar vom putea transmite 18 programe de televiziune. Doar pe unul. Cu standard normal. Dacă le vom transmite în HD, atunci numărul canalelor transmise poate să ajungă la 14, cel mai puțin ca număr. Recepția va fi directă, îmi pare rău, asta este, ne întoarcem la antenă. Da. Va fi free, deci pentru oricine, da, va fi gratuită cu abonamentul care probabil atunci va crește puțin, nu știu, nu e problema noastră, partea comercială, da, partea tehnică, vă spun că asta e, da, și dacă reușim și al doilea MUX, încă 18 programe și s-au făcut 36 de programe în aer care pot fi recepționate. Aici, e, ca să priceapă ce idee, am spus cine ne privește, să zic, bă, ce înseamnă televiziune digitală? Tot auzim, ne cere Uniunea Europeană, ne cer noile condiții tehnice. Sigur date. Că da. Televiziunea digitală, de fapt, trecerea la televiziunea digitală este o necesitate, pentru că televiziunea analogică ocupă un spectru destul de mare. De 6 mega, fapt, pentru cade, nu mai e loc pentru toată lumea. Populația, nu numai a României, a lumii întregi, este dornică de informații, așa dornică este. De diversitate, cât mai multă dornică de informații care să le satisfacă ceea ce au ca intimitate, mai la urma urmei. Și atunci venim în întâmpinarea populației și vine tehnologia, numai decât eu sunt promotorul ei, dar tehnologia din domeniul radiocomunicațiilor va permite acest lucru și sper eu va fi o încântare pentru telespectator, pentru că va avea o calitate superioară a ceea ce înseamnă vizionarea unui program. Doar că văd în piață și mă interesează piața a ceea ce înseamnă televizoade și constat cu stupoare că întrebând și interesându-mă dacă au televizoade pentru sistemul DVB-T2, așa, toată lumea rămâne surprinsă și zice că n-au auzit și că doar DVB-T au știut până acum. Ia vorbiți în românește, ce înseamnă DVB-T2? Deci, codarea unui program în DVB-T înseamnă ocuparea unui spectru de către un emițător cu 8 programe. Așa. Trecerea la DVB-T2 presupune dublarea numărului de programe emise. Pentru noi este un avantaj, da, și pentru populație la fel. Bun. Și receptorul trebuie să fie dotat, televizorul sper receptorul să fie... trebuie să aibă decoder pentru decoder. A decoda semnalul complex
pentru DVBT2. Asta înseamnă bani pentru fiecare om? Ce înseamnă lucrul ăsta? Da, există și premiza la nivel central discutată ca pentru populația. Da. Care are un venit, subvenitul minim, da, pe economie, să se asigure în mod gratuit, știu eu, cel puțin până la ora actuală, un echipament care se cheamă set-top box, da, care îi va permite cetățeanului să transforme programul digital care îi ajunge la acest set-top box în program analogic, să-l poată vedea pe televizorul pe care îl are la ora actuală. Bun. E un pariu al dumneavoastră, e o, cum să zic eu, cum să o iau, cum să o numesc, o provocare a dumneavoastră, trecerea din sistemul analog în sistemul digital. Este o provocare. Sunteți direct interesat și implicat în așa ceva? Absolut. E o provocare pentru că toată Europa a avut-o ca provocare. Foarte multe țări dezvoltate din Europa au trecut la sistemul mai vechi de acum, vedeți? Da. E de 4 ani, de 5 ani, să zicem, mai vechi, de DVBT, da, la cu 8 programe. De-aia v-ați păstrat, noi am trecut de-aia la DVBT 2. Cu zâmbetul pe buze, pentru că în permanent ați fost în misiunea dumneavoastră, în meseria dumneavoastră, ați fost în schimbare. Da, în permanență. M-am bucurat că uneori am avut interlocutori din județul Bacău, am avut ministru din județul Bacău la un moment dat, da, care mi-a făcut plăcere să colaborez cu dumnealui. Acum nu mai e. Aș vrea, eu fac un apel ca și Consiliul Județean să pot să am o convorbire cu președintele Consiliului Județean. Așa. Să susținem ca într-o etapă de început noi să putem trece Bacău, să poată trece la televiziunea digitală. Să fie un fel de fanion, pentru că avem tot ce ne trebuie. Exact. Inteligența, deci, există. Absolut, absolut. Știți unde trebuie să apăsați pedala. Sigur. Numai deschiderea trebuie din partea domnului Dragoș Benea la un moment dat. Acum, dacă dânsul, eu n-am vrut să-i pronunț numele, da, pentru ca să nu aibă impresia lumea, vezi, Doamne, că îi fac dumnealui numai decât vezi o reclamă. Nu. Avem un deadline. E un om deosebit. Mă rog. Avem un deadline aici pe televiziunea digitală, trebuie neapărat musai ca până la să încheiem. Deci noi suntem obligați de convențiile europene la care am aderat și pentru care ne-am asigurat răspunderea că în 17 iunie 2015 pe teritoriul României nu se va mai emite semnal analog. Deci se oprește tot și atunci lăsăm populația fără o sursă de informații importantă. Pentru că în piață mai e și televiziunea prin cablu, mai, da, sunt difuzori de televiziuni. Dar e important pentru populație ca să aibă la dispoziție, gratuit, sper, sau la o sumă modică, programe de televiziune preferențiale. Înțeleg eu că discuțiile se poartă ca televiziunile principale din România de audiență să fie promovate prin sistemul digital DVBT2. Am dus discuțiile noastre pe un tărâm care dumneavoastră vă face plăcere, nu știu cât cei care ne privesc am înțeles și am vorbit noi. Este emisiunea în care vreau să arătăm că sunt oameni ce lucrează la peste 100 de metri, chiar dacă în acela lor, a spus dumneavoastră, este la 96 de metri. Câți oameni sunt acolo care își fac treaba în turnul de televiziune? La ora actuală sunt 14 oameni. Uhum. Care nu lipsesc, deci turnul nu rămâne nelocuit niciodată. Nu are cum, deci, să las, dau pe automat, nu, cum, ca la avion și să mă duc jos să beau o cafea. Nu există. E ca și UPU de la Spitalul Județean. Deci nu se închide niciodată. Nu. Plecat, nu, după marfă, nu scriți acolo pe ușă, nu, niciodată? Nu. Întotdeauna, în permanență, vor fi noaptea la orice oră doriți, doi oameni care deservesc ceea ce înseamnă, asta înseamnă din turn. Asta înseamnă o răspundere foarte mare și suntem la o limită destul de critică privind personal. Ar trebui să mai aduceți oameni ca să aveți toată grila de personal? Cam, da, câți oameni ar mai trebui? Ne-ar trebui, cel puțin la Bacău, din calculele pe care le-am efectuat, ne-ar trebui 4 oameni. Aici. Încă 4 oameni? Da. Pe lângă cei 14? Da, să nu trecem către abuz. Necesarul la ora actuală ar fi de încă 4 oameni și cu dotările care le avem să putem face față în orice condiție și la orice oră în ceea ce privește ridicarea unui deranjament. Avem acolo ingineri, nu? Da.
profesioniști, avem tehnicieni, deosebit de profesioniști. Oameni care știu ce, unde să apese un buton sau unde să intervină în caz că am o sincopă în transmiterea datelor, a semnalului. Absolut. Acum că nu ne aude nimeni, nu ne vede nimeni, știți, suntem în emisiune și e un secret numai al meu și al tău. Da. Doamna Câmpeanu a lucrat și dumneavoastră acolo? Da, soția mea a lucrat acolo. Lucrează, a lucrat? A lucrat acolo, e pensionată, are 5 ani de când nu mai lucrează. Este fericită dumneavoastră sau e tot ca și dumneavoastră? Nu, ea puțin mai detașată de aceste probleme. Mai mult, pe parcursul derulării activității, a avut și câteva probleme mai delicate, în sensul că la cutremurul din 77 era în turn și era singura persoană de acolo atunci. La ora 21.04 doamna era în turnul de televiziune. Da, și-a căzut jos. De ce? Deci încercând să-și mute piciorul pentru a se deplasa în sală, pentru că a rămas fără alimentare cu energie electrică prin întuneric la 96 de metri, o femeie singură, a încercat să meargă către un tablou de distribuție și când a încercat să pună piciorul, s-a dus. Nu și-a putut ține echilibru? Da. Și-a revenit, eu eram într-un bloc pe Narciselor la etajul 10, Și în blocul în care locuiam, eram singurul care am rămas în casă, nu mai era nimeni în casă. La blocul vecin, m-a impresionat chestiunea asta, era încă un cetățean deschizând amândoi geamul, cetățeanul de la blocul vecin îmi spune, domnule, zice, eu sunt aviator și la ei cu problema capului e mai delicată, zice. Așa. Dar dumneata nu cred că ești aviator. Nu, zic, eu lucrez la turnă de televiziune. A, e bine atunci. Așa e, amândoi învățați cu înălțimea. Da. Doamna, deci, a căzut atunci când la cutremurul de 77 n-a rămas, doamne ferește, doar cu spaima. N-a rămas cu spaimă după aceea. Din păcate, un alt cutremur, vreau să vă spun că cel din 90, așa, i-a prins pe mai mulți salariați care veniseră la o examinare profesională. Adică pentru promovarea și pentru a le crește salariul, oamenii trebuie să-și dea un examen. Așa este, peste tot în România. Erau 30 de oameni în acela. 30 de oameni în acele. Da. La momentul la care a apărut cutremurul, le-am spus că nimeni nu pleacă din sală, pentru că orice s-ar întâmpla, mai bine stăm în sală decât pe scări, suntem mai asigurați. Și totuși, reflexul la trei colegi de-ai mei a fost instinctul de autoprotejare. Da. I-a împins către ușa de ieșire, către scări. Da, s-au întors înapoi. Nu. N-au plecat din sală, am rămas acolo, după care, bineînțeles, toată lumea a coborât. Câte scări sunt, dacă tot ați pomenit? 650. Le-ați urcat pe jos? Le-am urcat pe jos 4 ani. Păi de-aia aveți vitalitatea asta. Nu. Patru ani pe jos? N-am avut lift. N-ați avut lift? Nu. Cât timp urcați 650 de trepte? Urcam în 10 minute. Păi cum așa în 10 minute? Fără pauză, fără nimic? Nimic. Da, la vârsta la care aveam, fără pauză, fără nimic urcam. Acum cam în cât timp 15. Credeți dumneavoastră? În 15? Da. Sunteți în pragul pensiei și eu mă gândesc că sunteți tot tânăr și neliniștit ați rămas. Da, apropo, cel puțin inima. Cum v-ați vedea? Vă vedeți pensionar? Cum încercați? E o întrebare care s-ar putea să vă displacă. Nu știu. E o problemă. De multe ori mă blochează problema și întrebarea însăși care mi-o pun eu. Chestiunea e că nu am dezvoltat niciun fel de activitate. Un pământ nimic, un strat, un pescuit. Aș putea spune că am pământ. Așa. Dar nu mă atrage pământul, deși eu sunt fiul de țăran. La și rândul. Eu la fel. Pasiunea mea pentru ceea ce am făcut aproape viață rămâne legată de activitatea de radiocomunicații. Mi-a plăcut, am rămas în sistem, sistemul m-a acceptat, ba mai mult aș putea spune că mi-a purtat respect. Așa este. Eu mă gândesc că va fi zbuciumul ăsta general de trecere a televiziunilor din sistemul analog în sistemul digital. Ar fi extraordinar de bine ca cineva să mizeze pe înțelepciunea și experiența dumneavoastră. Eu nu vă văd pensionar, să știți.
nici în următorii 2 ani de zile. Nici eu, da. Până avem deadline-ul ăsta în 2015, a spus dumneavoastră, la jumătatea anului. Plus că amintim și o altă calitate a dumneavoastră, pe care o duceți prin cu multe funcții, să înțeleg. Sunteți și liderul Federației Sindicatelor din Radiocomunicații. Da, cu... Câți oameni sunt în acest sindicat? 837 de salariați fac parte din această federație. Noi, ca instituție, aș vrea să vă informez așa, la modul general. Da. Suntem organizați pe cele 4 regiuni mari ale țării, adică Sudul pe da. București, Timișoara pe partea de Timișoara, Direcția de Radiocomunicații Timișoara, Vest. Direcția de Radiocomunicații Cluj și Direcția de Radiocomunicații Iași. Din păcate, am trăit momentul când putea fi Direcția de Radiocomunicații Bacău. Și ce s-a întâmplat? Bacău n-a oferit o locație, cel puțin pentru început, ca să înceapă activitatea partei de administrare și conducere a instituției. La nivelul anului care, ziceți? La nivelul anului 1968. N-aveam o locație, eram tot în fața unui târgușor. O locație, da. Da, deși un oraș muncitoresc în expansiune. Sigur. Și n-am avut atunci pe moment, că dacă aveam atunci o locație, poate eram regională, nu? Sigur. Directorul de atunci a zis că el acceptă dacă va fi sediu la Iași, pentru că este ieșean. Este ieșean. Da. Și acolo i-a rămas numele. Acolo i-a rămas numele. Acum, acolo este, avem o locație foarte frumoasă în Iași. Da. Lider de sindicat, sunt 832 de oameni, a spus, nu? În sindicat. 832 de oameni. De oameni în sindicat. Dacă mulțim cu 400-500 de probleme în fiecare zi, cât are un om pe parcursul a 8-10 ore, ne dă o grămadă întreagă de probleme la nivelul întregului efectiv de salariați ai Federației Sindicatelor din Radiocomunicații. Dumneavoastră sunteți liderul lor. Vă implicați trup și suflet și aici, pentru că în discuțiile care le-am avut cu dumneavoastră, stați cam puțin acasă la Bacău. Da, sunt foarte implicat și în ceea ce privește asigurarea unor condiții de muncă și de viață cât mai decente pentru colegii mei și, de ce nu, și pentru mine. Însă, dacă plecăm doar de la ideea că avem 680 de locații în structura acestei firme, dacă la ele mai menționăm faptul că în 300 avem de servire de personal, dacă vă mai spun că fiecare din colegii mei au într-o săptămână o problemă sau doresc să rezolve o chestiune, cam asta înseamnă activitatea pe care o derulez și o desfășor ca și președinte al Federației Sindicatelor Radiocomunicații. Îmi place să o fac pentru că m-am simțit atras de ceea ce înseamnă partea socială a lucrurilor din existența noastră pe pământ și atunci cred că și din punctul acesta de vedere noi am obținut niște rezultate. Colegii mei, cel puțin la ora actuală, sunt mulțumiți de ceea ce avem ca parte de materială legat de activitatea pe care o derulează, dar adică suntem nemulțumiți. Sporurile care le au oamenii. Sigur ăștia, că da. În același timp vreau să vă spun dumneavoastră că plec cu o nemulțumire. De 4 ani de zile nu reușim să obținem o creștere salarială pentru oamenii ăștia. Vă referiți la momentul 25% s-a tăiat lefurile, aici e chestia? Nu, noi n-am intrat în categoria n-ați 25. N-ați intrat în aceasta. Sunteți personal special. Exact. Și desfășurăm o activitate productivă, realizăm da. Servicii pentru și nu ce activitate productivă, nu faceți șuruburi și nici greble, domnule niciun caz. Constantin Câmpeanu. Nu. Dumneavoastră sunteți un fel de creier. Realizăm servicii pentru... Creier sau inimă ar fi pentru țară, pentru că sunteți băgați acolo și strategic undeva. Corect. Se poate discuta probabil și în CNSAT-ul României să discută și sunteți parte integrată acolo, integrantă. Vă dați seama că nu puteți fi excluși, nici neglijați. Dar uitați, de 4 ani de zile există efortul sindicatului. Sigur, sigur. Și există dorința clară de a obține o creștere salarială pentru oamenii care lucrează în sistem. Din punct de vedere
economic am suficiente date și pot să argumentez, susțin, să argumentez să, sau să zic putea. Domnilor, mai trebuie să mai stăm sau putem merge pentru că s-ar putea să obținem o creștere salarială. Cu cât vreți să o creșteți? Cu cât vreți să vă duceți? Ați făcut un raport inflație? Eu aș vrea ca pentru toată lumea, din păcate, din fericire, și pentru cei cu salarii mici, și pentru cei cu salarii mari, să dăm o sumă fixă și nu procentuală. Să mulțumiți pe toată lumea, să fiți egali. Creșterea aici să fie egală în acest an, dacă vom obține. Dar anii din urmă... Adică era procentuală. Dacă era 5%, 5% la 1500 de lei are o valoare absolută, 5% la 1000 de lei are o altă valoare absolută. Perfect. Și atunci vine iar afirmația mea, ca românul nu-i niciunul, de-s doi se plânge unul. Telefonul liderului de sindicat sună. Și sună non-stop. Am văzut înainte de a intra în emisie cum vorbea la telefon, pentru că oamenii au probleme. Sigur. Vreau să vă spun că viața noastră nu este deloc simplă. Iată numai în direcția de radiocomunicație la Iași, care are în structură 248 de salariați, am avut cu 5 ani în urmă 2 decese în 2 luni. 2 accidente de muncă în 2 luni. Eu personal am fost foarte afectat cu o perioadă în urmă destul de mare. Îi cunoșteați pe oameni? Cel mai bun prieten al meu a fost și a murit electrocutat la galben. Din păcate, asta e viața noastră. Sunt colegi, cunosc ce se întâmplă în oricare din locațiile noastre la Cluj. Doi colegi dau de serviciu la o stație. Seara, pentru că e stație de altitudine, au mâncat împreună. Unul a plecat la odihnă, celălalt a rămas de serviciu. Dimineața trebuia să fie schimbat cel care a fost de serviciu și colegul lui nu mai venea. Când s-a dus în camera lui și l-a găsit, nu mai era mort. Omul ăsta. Da. Înseamnă că sunt niște chestii, niște factori ce intră în sporurile astea care se justifică pe deplin. Absolut. Deci asta este viața. Noi lucrăm într-un câmp electromagnetic destul de puternic, da, care este un câmp cumulativ, studii internaționale scot în evidență acest lucru și afectează în general organismul, în mod special componentele din organism care au cea mai mare cantitate de apă. Sunt afectate. Radiații, despre ce este radiația electromagnetică. Electromagnetică, pentru că avem curent puternic. Sigur, noi lucrăm cu frecvențe, populația nu o să mă înțeleagă foarte bine, sunt și oameni specialiști în Bacău. Bacău pentru mine a fost un odaș cu mulți electroniști și vreau să vă spun că lucrăm cu frecvențe de la 3000 de MHz până la frecvențe de 28.000 de MHz, adică de la 3 giga până la 28 de giga. E o bandă baleată foarte mare și tot ce înseamnă radiofrecvență din domeniul ăsta, pentru cei care lucrează acolo, reprezintă un pericol. Sunt neajunsurile, sunt riscurile meseriei. Mi-aduc aminte un film când eram mai tânăr așa. Ni le-am asumat? Vi le-ați asumat sigur, și dumneavoastră? Sigur. Dar show must go on, ca să folosesc o vorbă franceză. Da. Așa că așteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul. Iar dumneavoastră, din punctul ăsta de vedere, sunteți foarte optimist. Sunt optimist. Sper ca Societatea Națională de Radiocomunicații să rămână și să fie o societate de importanță deosebită pentru statul român, să presteze servicii către populație și țin foarte mult ca ea, Ministerul Comunicațiilor, să se orienteze în viitorul apropiat pe servicii către populație, servicii de care populația are nevoie. Adică aș dori să nu mai văd cozi la secția financiară ca omul să-și plătească obligațiile financiare către stat. Să o facă de acasă, să o facă prin intermediul mijloacelor moderne de transmisii. Dar poate și omul vrea să stea să meargă. Vă dați seama, știți cum e, pe vremea lui ăla, de la un pușcat ai noștri de Crăciun, oamenii stăteau la cozi. E o boală. Cum să o iau? Omul, dacă nu stă la o coadă sau nu se ceartă cu cineva în autobuz, în timpul zilei, mă refer aici la cei care
au trecut în vârsta a treia la pensionari, nu se simte bine. Nu, cred că le putem oferi cu totul alte altceva, posibilități, altă viziune alte și altă activități, o altă orientare către ceva constructiv, către ceva care să încânte și să le trezească interesul, pasiunea, mai la urma urmei și nu cu coada la care stăm. Eu am fost personal acum 3 zile să-mi plătesc obligațiile financiare. Să nu spuneți că ați fost la primărie, la primărie, serviciu de taxe, da, și impozite. Da. V-ați dus acolo și economicește vorbind, să aveți facilitatea aia de 10%, nu? Da, până la urmă renunț la ea, nu mai de vreau să o am, pentru că scria un afiș după ora 15:30, două case sunt deschise. Și la cele două case era o coadă pe 3 rânduri. Imensă, și, mare. Da, n-aș spune de acum că oamenii intrau în conflict, dar era o gălăgie. Erau. Și atunci nu mi-a convenit, îmi pare foarte rău, nu mai doresc să stau la coadă. Nu mai doresc. Uitați, ați ales altceva. Dom'le, nu, da, pare rău, nu stau la cozi. Absolut. Cu toate că avem garanția edililor din Bacău, că se vor deschide mai multe ghișee, am înțeles un număr de 6 ghișee, pentru că toată lumea până la sfârșitul lunii martie să poată să beneficieze de scutirea aia de 10%. Știți de ce, domnul Câmpeanu? E importantă pentru orice. Este importantă, mai ales pentru omul la care are o pensie de 5-6 milioane. Sigur. El își sunt foarte conștiincios, bă, că oamenii noștri. Da, muncitori, așa cum au rămas, cum am zis, Bacău, un oraș muncitoresc, ei se duc prima dată să lasă ei fără medicamente și fără nimic în frigider, tocmai ca să-și plătească darea. Sigur. Dacă îl mai înjosesc și acolo... Nu. Nu, nu e de păcat bine. În secolul 21 să constatăm cu stupoare că omul de bunăvoie și neselit de nimeni se duce și stă la coadă să-și achite obligațiile către stat. Statul care ar trebui să-i creeze facilități. De-aia ministerul care nu se mai cheamă Ministerul Comunicațiilor, se cheamă Ministerul Societății Informaționale. Așa este. Trebuie să depună efortul, el să fie cel care organizează, are managementul și noi ca societate să fim cei care venim cu tehnica și tehnologia să implementăm servicii facile, ieftine pentru populație. De-aia și se numește societatea informatizată. România este o societate informatizată, tinde să ajungă acolo. Este. Și românul e predispus la a fi informat. Nu mai departe. Nu stăm în cei 46 de cromozom să fim informați, nu? Absolut, nu mai departe de societățile de telefonie mobile care așa prosperă e în România. Și ele țin pasul, se schimbă, sigur, lucrurile. Sigur. Cu și ei au probleme și la ei tehnologice. Apropo, da, de telefonie găzduiți și telefonie mobilă acolo în turnul? Nu. Transmisie de date și internet, da. Da. Facem și telefonie fixă pentru clienții pe care avem. Încercăm să dezvoltăm și mai mult, ne orientăm către zonele izolate în general, pentru că avem această facilitate a noastră de a duce semnalul prin radio și nu prin fibră optică sau prin alte mijloace în acele locații izolate. Ar fi fost manăcerească să lipească și telefonia mobilă, concernele mari care au telefonie mobilă în România de cei 157 de metri. Eu... Mi-a spus dumneavoastră 157 de metri, cred că dacă am face un top al locațiilor unde dumneavoastră 40 de ani, acuși în 2015, ați muncit, cam pe ce loc ar fi turnul de la noi? Deci în țara noastră există 5 turnuri. Din asemănătoare. Din aceste 5, 3 au în acelă, adică au, da, acea încăpere mai mare. Da. Pe primul loc este turnul de televiziune de la Eforie cu 169 de metri înălțime. Da. Da. Are 2 etaje. Pe locul 3 este turnul de la Galați, cei care merg la debarcaderul de la Dunăre să au treacă în partea acolo, aialaltă. Am fost, da, au restaurant sus, din păcate nu prea le aduce, mă dă, o liniște acolo. Așa că uneori clientul greșește restaurantul și îl confundă cu sala de, da, echipamente de acolo. Da, da. E o chestiune care va fi reglementată, însă aceste 3 locații sunt cele care au în acele și au fost construite toate de centrala construcției. Și al nostru e pe 2. Pe 2 este al nostru, deci, da, de la Bacău. Da, este mai vizibil decât cel de la Eforie, pentru că el fiind oarecum pe malul lacului, acolo
mai izolat puțin. Aici circulația pe E85 și în viitor, înțeleg eu, autostradă. E adevărat. Doamne, e adevărat. Abia aștept. Probabil că toată lumea începe să-i da, mă duc ca și reper, o importanță deosebită locației de la Bacău. Noi ne străduim ca în fiecare an, la începutul lunii decembrie, să afișăm luminiscent cele trei culori ale steagului României și denumirea societății noastre. Lumea vede, acolo scrie SNR, Societatea Națională de Radiocomunicații. Apropo de Societatea Națională de Radiocomunicații și de faptul că sunteți și lideri de sindicat, se deschid ușile aici, vă ascultă lumea? Șefii dumneavoastră de la București? Da. E o relație pe care o caracterizați ca fiind cum? Uneori de foarte tensionată, alteori de o relație foarte normală. Dar spuneți lucrurile pe nume și nu vă ascundeți după... Nu, în niciun caz. După și funcția de șef al turnului TV Bacău. Nu, nu. Mai mult decât atât, suntem oameni care avem oarece cultură, suntem oameni care lucrăm la rândul cu oamenii și mai la urmă urmii nu suntem aberanți nici în cereri și nu trebuie să fie aberanți nici în oferte, adică foarte zgârciți. Ați înțeles, totuși, în ultimii 4 ani de zile n-au fost bani, n-a fost sustenabilă propunerea dumneavoastră ca corect să se majoreze. Aveți pentru 2014... Aveți vă promisiune ceva de care și noi, presa, ai noștri de la Bacău, ne văd și cei din județul Vrancea, să știți, putem să stăm cu ochii pe fluxul de știri. Uite, domnule, le-a dat la oamenii ăștia ce este al lor. Eu mizez pe ceea ce am discutat în Consiliul de Administrație al Societății și le-am solicitat că începând cu 1 mai să beneficieze populația acestei instituții de o creștere salarială în sumă fixă. Salariații de la SNR. Da. De la directorul general și până la ultimul om din sistem. Or fi de acord cu oamenii aibă... care sunt manageri acolo, cuantifică în euro, ați văzut sigur mai nou. Da. Cuantifică de altfel, în euro. Noi nu mai avem muncitori necalificați. Dar cum să aveți? Deci, ați avut necalificați? Am avut, pentru că trebuia să ne facă cineva curățenie la o suprafață. Femei de servici, ce ați avut acolo? Da, femei de servici. Așa. Păi la 700 de metri, cât are interiorul turnului în totalitate, cine să facă curățenie acolo? Așa e. Trebuia să facă cineva. Ei, acum nu mai face, gata. Face nu mai face pentru că aveți lift. Da, nu mai face pentru că nu mai avem bani. Nu mai și asta este, că... vedeți cum facem economie la buget? Da. Doamne ferește să strice liftul, în cât timp vă duceți cu el 100 și ceva de metri? 90 de secunde. Într-un minut jumate sunteți sus. Da. Înseamnă că nu are o viteză de aia, cum vedem la Nu, nu, e Abu mai Dhabi. Mică decât 1 metru pe secundă, puțin mai mică. E o problemă ce ține de sănătate, mă gândesc. Da, și de faptul că este un lift pe o lungime suficient de mare, care creează probleme, dat fiind faptul că atunci când avem rafale de vânt, se mișcă toată construcția aia. Când bate vântul puternic, ziceți dumneavoastră, se mișcă turnul, simțiți vântul cum stânga-dreapta? Da. Se simte, nu? Sigur. Experimental am făcut noi când eram mai tineri. Așa. Așa puneam un cablu cu greutate la capăt și îl așa, vedeam întins, balansul pe care îl făcea plumbul. Așa vă mișcați și dumneavoastră. Deci, exact. Practic, suportați și dumneavoastră da. Același... Sunt colegi de-ai noștri care vin mai rar pe la noi, fie în control, fie în vizită și dacă îl prinde o rafală de vânt, nu se simte bine, omul are o stare de disconfort, amețeală și îmi pare rău, dar nu pot stau aici, vreau să cobor jos. Da, asta este. Așa e. Mă gândesc, domnule Constantin Câmpeanu, și la un lucru, tot aminteam și am bătut un pic, poate doamna Câmpeanu nu o să supere pe noi acum, că am amintit un pic de pensionare. Ce rămâne după dumneavoastră? Rămâne o populație și populația îl folosesc între ghilimele în SNR Radiocomunicații care mie îmi dă garanția că va avea pasiunea necesară ca să menține în funcțiune tot ce înseamnă echipamente din structura acestei societăți. Și dacă mă gândesc că răspunderea acelor oameni pentru funcționarea unui emițător va fi foarte mare, acum emitem un program, atunci vom emite 18. Reacția
cetățeanului, concetățeanului, față de lipsa imaginii, este așa, cu totul alta față de reacția întreruperii unei convorbiri telefonice. Deci sunt două lucruri total diferite. Așa este, psihologic vorbind. Absolut. Așa este. Absolut. Absolut. Eu vreau să vă spun că la Revoluție, când de fapt se transmitea un meeting din București, noi aveam obligația atunci, acum mult mai severe, eram, mă rog, obligat să stăm la serviciu, pe toată durata acelei transmisii, știam de la Timișoara câte ceva, dar ea era doar local acolo și în momentul în care a început meeting-ul și a început partea cealaltă. Diversiunea și, și da, atacul armat, da. Problema a fost foarte complicată pentru noi. Deci, și atunci a fost, lăsăm să funcționeze tot ce avem noi ca mijloace de informare a populației sau suntem obligați să le oprim? Ne supunem unei obligații de a le opri sau mergem în continuare pe răspunderea noastră? Și atunci a mers pe răspunderea noastră, astfel că toată lumea a știut, a fost informată, ba mai mult decât atât, a participat. Așa este. A mers până acolo, încât în zilele următoare a putut să existe o masă mare de oameni ca să-și exprime altceva. Vă dați seama impactul imaginii și a libertății de a avea această imagine, exact, imediat după 89. Dacă nu era un asemenea sistem sau dacă nu se transmitea, păi vedeam Revoluția Română pe casete, dacă mai era Revoluția Română. Dacă mai era Revoluție, da, da, și dacă o numim, o putem numi, sigur, Revoluție, v-au somat, ați fost păziți acolo în vremurile alea? Da, am fost păziți. Am fost păziți de studenți, cei cu termen scurt. Militar cu termen redus. Da, și la un moment dat i-am întrebat, bine mă, dar la puștele astea voi aveți și cartușe? Zice, avem, și a tras cu pușca până acum, n-am tras niciodată. Cum Dumnezeu? Păi suntem de o săptămână îndemnată. Mulțumesc frumos. De o săptămână ne păzește erau, cineva. Acolo, da, ne de tun să vă păzească pe da, dumneavoastră. Poate da, ar fi făcut-o dintre ei, dar nu știu care da, ar fi fost riscurile. Nu plec din discuția noastră să-mi spuneți despre schimbul de mâine. Avem copii extraordinar de deștepți în informatică, avem, sigur, super meseriași pe aceste tehnologii. Da. Nu mai avem ceea ce înseamnă omul tehnic sau tehnicianul. Da. Avem ingineri, începem să producem din nou prin facultățile care le avem, facultatea de la Iași, consacrată pentru deja, Moldova, da, consacrată chiar. Uh-huh. Domnul ministru Nic a fost studentul facultății, facultății din Iași. Din Iași, da, da. Deci, din punctul de vedere al pregătirii superioare avem oameni, din punctul de vedere al tehnicienilor e o problemă pentru că școlile tehnice ca și număr nu mai există, nu sau mai sunt există, foarte puține. Da. Dacă nu avem, mai avem mai în București așa mai ceva. Ceva. Avem în București tehnicieni pentru radio, avem relee pentru... Nu, foarte puțin se specializează în domeniul acesta de activitate, radiocomunicații. Eu vreau să vă spun că pe acest glob există o singură țară care nu are comunicații decât radio. Care? Israel. Israelul, deci comunicații numai radio, nu? Numai radio, pentru că... Ce înseamnă asta? Dați din un... punctul de vedere al siguranței în funcționare, dacă el și-ar pune fibră optică, ar veni un oarecine, uh-huh, și ar pune o mică bombă acolo și da, i-ar întrerupe-o. Israelul, care au un peste 95% siguranța cetățenilor pe exact, civilă, pe cum avem noi, protecția civilă. Da. Dar ei sunt și acolo, ei sunt și acolo din toate părțile, vă dați seama, au. Da, și dacă eu mă mândresc cu faptul că, domnule, mai la urmă unui comunicațiile cu cei care au mers pe lună, nu s-au făcut prin cablu, nu? Așa mi se pare mie. Prin cablu? S-au făcut prin radio. Prin radio, da, e adevărat. Da, așa este. N-ai cum să duci un cablu de la pământ la lună, la... Da, la, sau, mă rog, spre Marte în viitor. Bun. Meseriași, specialiști avem, meseriași mai puțin. Ce lipsește totuși în momentul de față radiocomunicațiilor din România? În esență, dat fiind faptul că trăim într-o rânduire în care capitalul primează mai la urmă, e adevărat, banul, și tot tânărul dorește ca să aibă să-și realizeze ceva chiar din primii ani. Deci, din cauza că
banii sunt mai puțini, oferta, cel puțin a societății către salariații lui, este mai mică din punct de vedere financiar. Pleacă foarte mulți tineri de la noi spre alte instituții, spre alte firme, care îi primesc cu multă plăcere, pentru că sunt oameni foarte bine pregătiți. Și n-am auzit până acum, discutându-se despre cei care au plecat din Societatea Națională de Radiocomunicații la alte firme, decât lucruri de bine. Și, în general, au plecat și oameni mai puțin pregătiți. Dar erau foarte buni și acolo. Deci, erau foarte buni și acolo, aici, că excelează. Da. Înseamnă acolo. Că avem oameni bine pregătiți. E un high level al profesionalismului unde nu este atins de oricine. Absolut. Asta vreau să zic. Păi gândiți-vă dumneavoastră, avem 8 oameni la stația de la Lapoș, Comănești. Da. Acei 8 oameni parcurg 14 km iarna, în condiții de iarnă, eu i-am parcurs, și nu e ușor lucru să vezi o urmă proaspătă de urs în fața ta și să te întrebi până ajungi... Dar sunt tu pe jos la... în Guinea, n-au mașină, un 4x4 ceva, există, nu? Nu poate să meargă iarna o mașină 4x4, orice până s-ar acolo. Întâmpla. Da, nu, n-are cum. Dar am mers și urma aia mi-a pus întrebarea pe tot parcursul drumului unde este acel animal. Da. Ca nu cumva să vină către noi. Eram 4 sau 5. Sau să auziți într-o seară, când rămâneți în pană cu mașina, urcând tot la Lapoș, să vină cei de la stație să te ajută cu câinii care aveau 3 la număr și lupii urlau în jurul nostru și câinii săraci, în loc să latre, scheunau, și veneau către noi. Așa e. E... Sunt riscurile meseriei, așa cum am vorbit, dar înseamnă că oamenii sunt la Lapoș și acolo sunt undeva ca cum ar fi într-o stație, meteo undeva la vârful omului. Da, la vârful omului, pentru că ați pomenit de vârful omului, este cea mai deosebită locație. Noi avem la vârful omului, la 2453 de metri altitudine, stația cea mai înaltă ca altitudine și între corpul tehnic și corpul social, pentru că iarna nu se poate circula pe pământ, au tunel. Deci se duc pe sub pământ, se duc oamenii acolo. Da. Și acum 8 ani, un om care mergea de la Babele către stație, i s-a făcut frig. A început un viscol puternic, iarna fiind, și ceilalți doi colegi au zis, bă, vrei să te băgăm într-un sacul de dormit? Uite, să stai puțin, să te încălzești. Și a zis, da, vreau. I-au deschis sacul de dormit, s-a aciuat în sac și peste 2 minute când s-au întors către el să-l vadă unde e, nu mai era. De ce? Cu tot cu sac. L-a luat vântul și l-a aruncat în prăpastie. Asta a fost. Amintim despre oameni care v-au marcat și dumneavoastră viața, întrebarea mea de final ar fi dacă mâine ați avea 18 ani, părinții dumneavoastră v-ar face majoratul și ați fi pus sub dilema de a vă alege profesia. Ce ați face, domnule Constantin Câmpeanu? Nu pot și n-aș trebui să aleg altceva. A fost pasiunea vieții și atunci ea rămâne. N-ai cum să întorci înapoi. Am văzut foarte multă lume cu pasiune pentru meseria pe care a practicat o viață și... Au zis, domnule, dacă v-ar întreba cineva dacă v-ați alege altceva, nu, eu nu mi-aș alege altceva. Sunteți consecvent? Da, și mă mândresc că fac parte dintr-o societate care, iată, are 62 de ani de existență, o societate cu oameni serioși care pot să facă lucruri minunate pentru concetățenii săi. Sunteți în slujba noastră, asta vreau să ar fi concluzia noastră. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, domnule Constantin. Cu multă plăcere și eu vă mulțumesc pentru invitația. Sper să nu fie și ultima oară când ne vedem. Sper, sunt multe lucruri la toate evenimentele să fim și noi alături de dumneavoastră. Turnul televiziune nu pleacă de acolo, dumneavoastră îl contemplați, îl vedeți, îl admirați doar când sunteți pe jos cu mașina la poalele drumului Europa 85. Sunt oameni deosebiți acolo, le dăm respectul cuvenit. Cum de altfel dăm respectul și pentru toți cei care ați fost alături de noi în această seară, numai bine și mâine este o zi.